Domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, permiteți să începem ședința de comisii. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere, mulțumesc. O abținere. La comisie economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Mocan, dacă ne ajuți. Pentru. Împotrivă, abținere. Condiții, vor începe copiii în condiții așa cum ne dorim cu o prosecută.
am realizat cu muncitorii din cadrul Direcției Domeniului Public și Privat din aparatul de lucru al primarului. Am făcut achiziții noi de mobilier, de tot ceea ce este necesar, bineînțeles că mai trebuie să mordem, dar dorim majorarea numărului de copii care vor fi îngrijiți la creșă. Pentru aceasta trebuie să și personal în plus. La vizita Ministrului Dezvoltării, domnul Corună și ceva la Maimești, mi s-a adus la cunoștință că începând cu 1 septembrie, o parte din cheltuieli vor fi preluate de Ministerul Educației și probabil că și copiii de la creșă vor beneficia de o alocare de cap de copil, bani care se vor cheltui la creșă pe care astăzi îi cheltuim din bugetul local. Mai mult decât atât, chiar ieri am fost în biroul premierului la o discuție de creșele care se construiesc astăzi în România pentru programul Ministerului Dezvoltării, creșe care sunt dorite, dar în același timp refuzate de unele localități urbane mari pentru că impun cheltuieli majore din bugetul local. Așadar, este în cunoștință de cauză și premierul de legea care, de ordonanță, legea, nu știu ce o să fie din septembrie, prin care se creau aceste cheltuieli de Ministerul Educației de plata complementară. Așadar, venim de pe acum ca să pregătim perioada pentru 1 septembrie cu majorarea de personal acolo, cu educatori și două infirmiere, poate, sau patru vizitori. Nu se va porni nicio angajare până va apărea legea și vom vedea că, într-adevăr, aceste cheltuieli nu vor fi suportate prin bugetul. Mulțumim mult! Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări sau discuții, dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări? Dacă nu mulțumesc. Punem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abține. 5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici România. Deci această întâlnire la Moinești. La urmare am colaborat cu această instituție, Asociația Directorilor de Instituție a Persoanelor Vârstnice. Avem și noi un centru, au și cei din jurul nostru. Mai mult decât atât, aceasta este o conferință națională în care se discută același lucru aproape care vă spuneam mai înainte, ce l-am ridicat și luni la întâlnirea municipiilor, la Asociația Municipiilor de România. Vă rog, vreau să vă spun că am avut o intervenție și primul din 103 primari prezenți în municipii, în care am ridicat problema și căminilor de bătrâni. De ce acest lucru, așa cum s-au gândit ca la creșă să finanțeze o parte din cheltuieli, am menționat că și bătrânii sunt aioși și ei trebuie îngrijiți și acest lucru se întâmplă acum cu de 30% din partea lor și 60% din bugetul local. Să găsim o soluție ca și aceste servicii să fie finanțate de la bugetul de stat. Mi s-a spus și ieri la guvern că este destul de dificil, dar i-am faptul să fac o procedură și pe acest lucru. Mai mult vine și această direcție pe care am discutat înainte și această întâlnire de la Moinești, la această întâlnire vor fi prezent peste 150 de delegați, începând de la Ministerul Muncii, poate chiar Ministrul Muncii, de la Ministerul Dezvoltării și de la alte instituții ale statului, direcție de muncă și tot ce funcționează în acest domeniu. Și acest lucru se va întâmpla la Moinești. De lângă faptul că se va face cunoscut Moineștiul că este interesat de această activitate și faptul că acele persoane vor sta în zidul la Moinești, vor caza aici și vor cunoaște și activitățile pe care le face mai din Moinești. Mulțumim mult, domnul primar. Dacă mai aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului, dar nu sunt un proiect de vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Bucaru. Pentru. Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru.
proiecte de hotărâre privind aprobarea manifestelor culturale și sportive în municipiul Moinești, rezervator în semestrul 2 al anului 2021 și a cheltuielilor aferente. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe temă proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Politică. Întrebări, discuții. Acum să punem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Abțineri. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului în vederea funcționării serviciilor sociale furnizate în cadrul proiectului Pro-Comunitate, program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială. Cod MIS-MIS 145.139. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Tehnică, dacă aveți întrebări. O singură întrebare aș dori să vă adresez. Am văzut că de la 1 august se fixează sediul provizoriu al celor trei entități. Termenul de 32 de luni pe proiectul pilot curge de la 1 august sau după ce sunt finalizate sediile? Nu, termenul pentru proiectul pilot curge de la 1 mai. Proiectul pe PO a fost semnat data de 1 mai. Activitățile privind efectivul cadrarea de personal și desfășurarea serviciilor acestea care sunt aferente proiectului prin POP-ul acesta pro comunitate, complementar celui pe poarte, amenajarea clădirii DAS, cum îi va funcționa, aduce această discrepanță între cele două proiecte. Prin urmare, el va funcționa și va desfășura activități începând 1 august în clădirea de strada Capitan Zăgănescu. Deci discutăm de etajul 1. Ne permitem această propunere deoarece la acest moment există un număr restrâns de beneficiari pe centru rezidențial pentru persoane vârstnice. Sunt un număr de 20 beneficiari și aceștia pot să funcționeze foarte bine la etajul 2 al clădirii. La parter știți că au fost alocate tot hipotările din Consiliul Centrului de Vaccinare. Astfel încât această activitate care este finanțată încă de la 1 mai să poată funcționa și putem să solicităm adevărare aceste sume din proiectul mai scris 145-139. Mulțumesc! Dacă nu se discuție și suntem la vot, cine este pentru? Pentru! Împotrivă? Abțineri? Ședința de comisie la sfârșit. Urmăm o pauză, după care începem lucrurile. Am văzut că din expunerea de motive, cauzele care au dus la această rectificare bugetară sunt cele trei contracte de finanțare de la Spital, după care contractul de asociere între municipiul Moinești și județul Bacău pentru realizarea de către pentru suportare, cheltuielilor de către municipiul Moinești a apostamentelor la DG 117 pe cei 690 de metri de grani. Și un ultim aspect, alocarea finanțării complementare pentru unitățile de învățământ. În ceea ce privește spitalul, felicitări tuturor celor implicați în obținerea acestor finanțe. Cu învățământul nu sunt probleme, însă avem aici la capitolul bugetar 3702, transferuri voluntare, se majorează cu suma de 350.000 lei ca urmare a finalizării contractului de asociere
13.46 din 28.04.2021, fiind vorba de acel contract cu realizarea apostamentelor la DG117. În contractul cadru se specifică faptul că județul va pune suport pe cheltuielile de asfaltare, iar municipiul Mâinești cheltuielile cu apostament. Mai interesant dacă aceste lucrări au fost efectuate de o firmă din Mâinești sau de firma care a realizat asfaltarea. Sunt două lucrări achiziționate diferit. Pe de o parte, Consiliul Județean a achiziționat asfaltarea pentru un contract cadru pe care îl are prin realizarea de contracte subsecvente pe tot teritoriul județului. Iar așa cum a fost prevăzut în contract, partea de acostamente să fie realizată de primăria Mâinești, s-a încheiat un contract cu aceeași firmă care a realizat asfaltul prin credințare directă, prin o sumă de 15.000 de lei, cu TVA. Iar plata totală se realizează de către primăria, Mâinești, pentru că acei bani vor fi creați în contul nostru și trebuia suplimentat în bugetul să putem face plăți, așa cum trebuie de contract. Consiliul Județean va aloca această sumă în bugetul municipiului Mâinești, după ce vom înainta situația de lucrări și parcurs. Da. Deci se înțeleg că municipiul Mâinești suportă 15.000 de lei cu TVA. Bun. Și Consiliul Județean de asfaltare 3.300 și ceva de milioane. Bun. Dar spuneați mai devreme că Consiliul Județean vedează banii în contul Mâinești și Mâinești plătește și asfaltarea și și acostamentul. Da. Deci Mâinești este acostamentul. Facturi separate. Pe asfalt este o factură, pe acostament este altă factură. Am înțeles. Deci acesta este motivul pentru care pentru că banii vor fi alocați după ce trimitem situația de lucrări la Consiliul Județean la Mâinești. Așa este contractul de asociere. Da. Ca și la spitalul ambulator, același lucru. 10% noi, 90%. Deci asta este motivul. Dar banii se determinează tot prin bugetul local. Și la am înțeles. Deci asta este motivul pentru care da, vă spun eu. Asfaltarea a costat 334.141 de lei, m-am interesat. Că mi s-a părut exorbitant această sumă de 350.000, acum am înlocuit. Am înțeles. Deci noi plătim și asfaltarea, iar Consiliul Județean devinează în contravaloarea asfaltării în bani. Plătim primit banii de acolo, nu mai e. Astăzi am înaintat de Consiliul Județean toate documentele aferente primei facturi. Astăzi am primit. Am înțeles. Am înaintat, vom primi banii, vom face plată. Da, bine, mulțumesc. Mulțumesc. Cred că v-a fost bun și această lucrare cu apostament, pentru că erau probleme prima. Da, da. E mai bine decât ce era în trecut acolo. O să urmărim în curând achiziționarea jumătate. Da, mulțumesc. Dacă mai există și alte lucruri. Ați văzut și alocări de la sport și la spital. Trebuie să facem și aceste lucruri la școala la școala George Enescu. Va avea o recepție la întreaga lucrare. Am realizat anul trecut împreună cu școala. Ei au cumpărat materiale, noi mă oferă și câteva materiale, bineînțeles, și am realizat curtea, amenajarea curții interioare. Acum a rămas amenajarea curții din fața școlii, cea cu 4 nivele. Am realizat acea pădure urbană cu cei de la Plantăr, cu de la Fundația Plantăr, foarte bune. Și a rămas de amenajat partea de alei și borduri, pavele, jardiniere, flori. Am alocat o sumă de bani să încheiem pentru a începe anul școlar în condiții optime, așa cum spuneam. La liceul Cobărcescu sunt lucrări de interior care trebuie să fie executate, mai face achiziție de materiale și liceul, trebuie să intervenim și noi pentru ca acea clădire în care desfășoară cursuri să nu fie doar reamenajată, reabilitată pe exterior, acoperiște, urbane, termosistem, iar la interior să rămâne în același parchet cu uși și lucruri sanitare neamenajate. Cu siguranță vor mai trebui bani în prima jumătate a anului viitor să finalizăm toate lucrările din aceste clădiri unde se vor desfășura cursuri. Știți cu toții că
internatul, după ce a fost finalizat la exterior, să spun așa, cu forțe proprii, cu angajații în aparat de la primarului și cu materiale, poate primele cumpărate de liceu, am reușit de este amenajat la cheie și acesta și cantina liceu. Mulțumesc. Mulțumim pentru precizări. Supun la vot aprobării dumneavoastră proiectul de la numărul 1. Cine este? Pentru. Pentru. Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. Proiectul a fost votat în majoritate. Punctul 2. Proiectul hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 101 din 7-7-2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire rezidențială 20, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Mâine, județul Bacău. Prin proiectul de hotărâre de la punctul 2 se solicită aprobarea cheltuielilor proiectului, a contribuției mari de municipiul Moinești și a contribuției asociației de proprietare la obiectivul de investiții în reabilitare loc 10 din strada Domnilor Vladimirescu în municipiul Moinești. În conformitate, este procesul de vară de recepție la terminarea lucrărilor și devizul general final proiectant. În calcul, contribuția asociației de proprietari conține două componente. Componenta corespunzătoare a apartamentelor și financiilor de locuință a planului proprietate a persoanelor fizice, a cărora se aplică 25% în valoarea cheltuielilor din construcții și montaj, ce plus menea, în funcție de cota parte și dizelor. Și totodată mai există o componentă corespunzătoare spațiilor comerciale de la parcurile imobililor, cărora se aplică un procent de 100% din valoarea cheltuielilor de construcții și montaj, alei perimetrale și șampan, adică părților comune, inclusiv izolare tehnică planșeră, tot în funcție de cota parcii dizelor. Ei, în calculul valorii contribuției asociației de proprietari, componenta corespunzătoare spațiilor comerciale, au fost utilizate documentele de disponibile la momentul locuirii acestui materialului de ședință, a acordului și a referatului de aprobare. Respectiv, RLP-ul furnizat de către ACNES, de 210,71 metri pătrați, ca fiind în proprietatea dumneavoastră, și contractul de vânzare-cumpărare a unui spațiu de 20,10 metri pătrați, suprafață utilă, încheiat între ACNES și domnul Dupan Silviu Nicolae, calitate de cumpărător. În data de 7-7, au fost publicate toate proiectele de hotărâre aferente de următoare ședința Consiliului Local, adică acestui ședința Consiliului Local, pe pagina de internet. Iar în data de 12-7, societatea ACNES, prin reprezentantul comunistului Corina, a atras atenția asupra faptului că suprafața deținută în proprietate de această societate în locul 10 este de 195,59 metri pătrați și nu 210,71 metri pătrați. În acest sens, a trecut la o altă mâine, extrasă de parte funcțională în care rezultă suprafață de 195,59 metri pătrați. Așadar, consider ca fiind oportună operarea acestei corecții în valorile prezentate la punctele A, B, C, D, E de la articolul 2 din proiectul de hotărâre. Da? Nu se modifică A și B pentru că punctul A avem valoarea finală a proiectului, așa cum rezultă din registrul general, rămâne 566,7 de lei. De asemenea, ce plus meu, construcții și montaj rămân la fel, de recepție este același, 424,19, se modifică foarte puțin punctul C, B și E, respectiv, în loc de 421,368 lei, inclusiv TVA, avem 426 avem 421,368, de asemenea la D, în loc de 111,368,
1.357.420 și în loc de 29.520 sunt 27.560.19 lei. Practic s-au fost niște reglaje după ce s-a sesizat această inadvertență. Dacă sunteți de acord cu modificarea punctului 2, o funcție de hotărâre de informare pe care ați făcut doamna asta, nu? Și dacă sunt alte vreo de punct. Această reabilitare a fost făcută pe fonduri europene sau în baza ordonanței 18? Inițial, pe fonduri europene, s-a licitat lucrarea, a venit o firmă de ulei, așa, a diversat lucrările, până la urmă a intrat în insolvență, a diversat contractul, având în vedere că venea sezonul rece, locatarii erau pe capul nostru, nu erau geamuri, nu erau ușa, balcoane, acoperișul nu era gata, a trebuit să evaluăm lucrările, să calculăm de executat, am scos din nou la licitație și am finalizat lucrarea din buget local și bugetul proprietarilor. Da. Pentru că intervenea o problemă, știți, pe legea cu fonduri europene. Da. Nu dă voi preluarea contribuției asociației. Nu demersul scoate, eu cu tot eu am intrat pe legea. Am înțeles. Aici se face o vorbire de două autorizații de construire. Una, zice, e eliberată la 28.1.2021, cu termen 28.1.2021. E greșeală sau a fost o autorizație pe zi? Nu, au fost două autorizații. Pentru că prima a expirat, a ieșit toate. De acord cu dumneavoastră, fac vorbire, a doua autorizație spune că este eliberată la data de 28.1.2021, cu valabilitate până la 28.1.2021. Dacă e eroare. Nu, voi este eroare. Dacă este eroare, vă rog să îndreptați. Și dacă au fost înlăturate toate stările de disconfort ale populației, pe sub au fost inundații, am fost. Da. Da, au fost remediate zonele care au fost afectate la nivelul superior, acolo au fost probleme, când au fost dat în acoperiș. Da, mulțumesc. Avem o adunare generală a asociației la care vor participa și delegați la primăria. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt și alte lucruri. Dacă nu, supun. Dacă nu, vorbim. Da, te-ai spus. Vă rog, aviți în comisie. Comisia de urbanism a avis favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism a avis favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică a avis favorabil cu 4 voturi pentru 7. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre de grafic numărul 2. Cine este pentru? Bineînțeles, modifică de hotărâre doamna. Cine este pentru? Comisia. Abține. Deci, în urmă, de repotirea vă s-a făcut proiectul numărul 2. Domnul Breacă? Pentru! Da, mulțumesc! Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 116 din 30.07.2020, privind aprobarea procedurii de participare a municipiului Moinești, asigurarea contribuției proprii a Asociației de Proprietari aferente blocului de locuințe care face obiectul proiectului, reabilitarea tehnică clădire rezidențială, locul numărul 10, stradă Tudor la Migrescu, municipiul Moinești de Zubacă. Dacă sunt lor de poziție aici, vă rog. Dacă îmi vedeți, tot mie să fac câteva precizări. În primul rând, v-aș ruga să rezolvați erorile materiale din proiectul de hotărâre în referatul de aprobare și în raportul de specialitate. Dați-vă rog titlul la proiectul de hotărâre.
Astăzi suntem în 14.7. Uitați cum se intitulează proiectul de hotărâre. Și aceeași dată, 13.7.2021, este cuprinsă și în referatul de aprobare și în acordul de specialitate. Este o eroare materială pentru care legea spune că trebuie, având în vedere că este un act administrativ elaborat, trebuie făcut procesul verbal de îndreptare a eroare materială, după care să vină iar în măsură local de aprobare. Dacă dumneavoastră votați să continuăm, știu eu, îl facem ca amendament, cum considerați dumneavoastră că este bine. Mai am câteva precizări de făcut. Aici se, la acest proiect de hotărâre, se precizează că în prima fază o ATM-ul aici preia procentul de 25% al asociației, urmând ca să fie recuperat ulterior. Vă rugam de mai multe ori, dacă se poate, ca la proiectele de hotărâre să anexați și documente justificative, pentru că apar niște neconcordanțe. Adică, nu știm care este suma, reprezentând 25% contribuția asociației. Nu știm care este graficul de eșalonare a recuperării acestei sume de la asociația de proprietari. Nu știm care este suma repartizată pe fiecare apartament în parte. Nu știm dacă percepem dobândă sau nu. Nu știm dacă percepem penalități de întârziere sau nu. Apoi, dacă ne uităm în contractul cadru, asociația de proprietari la capitolul obligații nu are nicio obligație trecută de a restitui această sumă matematică. În contractul cadru mai este o problemă juridică din punctul meu de vedere care aș ruga cu toată dragostea să o remediem. Deci ce se întâmplă aici? Se bagă bani publici în proprietate privată. În momentul când introducem bani publici în proprietate privată, creștem valoarea proprietății primare. În contract se specifică așa, că dacă unul dintre proprietarii apartamentelor vinde apartamentul, atunci suma care trebuie să o plătească proprietarul acelui apartament o va plăti cumpărătorul. Din punctul meu de vedere, nu numai că este ilegal, dar în instanță UAT va pierde acest proces. De ce? Pentru că, virgulă, cumpărătorul cumpără apartamentul la valoarea lui îmbunătățită. Eu dacă am un apartament care este izolat termic, cu termopan și așa mai departe, vânzătorul va vinde apartamentul la noua lui valoare și atunci cumpărătorul dând suma de bani la noua valoare, nu mai putem cere ulterior și suma restantă de la vechiul proprietar. Eu zic să modificăm contractul acolo și cumva să notificăm, sau știu la impozite și taxe, când se vinde acest apartament, să fie grevat de apartamentul de sarcini și vechiul proprietar să plătească acest drept. Pentru că altfel riscăm o atentă de sigur procesul. Proces. De ce nu am zis că era un certificat de scadere sau legislație individuală dacă există un debit în sarcina proprietarului? Corect, dar să... Deci nu avem cum să eliberăm un certificat fiscal pentru vânzare. De acord, dar să modificăm și în contractul cadru. Dacă proprietarul va dori să pună în linia de sarcină acel apartament, va trebui să achite integralitatea suma către UAT și după care să vă modifice acest. Corect, dar prindeți în contract această prevedere. În contract, repet, spune că noul proprietar va continua să plătească debiturile cu proprietar. Așa spune în contractul cadru. Și nu-i corect. Cu amendament. Până să votați, să punem și acest amendament. Spre viitor la 30.07, da, cred că e rare să o modificăm acum ca să nu mai amânăm și ședința
Exact. De asociație de proprietari, să fiți de acord și la acest amendament al domnului consilier și să votăm proiectul de hotărâre cum a fost inițiat cu cele două amendamente. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt și alte lucruri, vă rog, dar vizită comisie. Comisia de urbanism cu 7 voturi pentru. Comisia economică a fost favorabilă cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism a fost favorabilă cu 4 voturi pentru. Cu cele două amendamente ale domnului consilier, cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Grădina? Manifestau, zic eu frumos, din punct de vedere al
5.000 de lei pentru Ziua Națională a României, eu cred că este o jignire la adresa poporului român. Să facem doar o manifestare simplă, să depunem două coroane de păr și să ținem un speech două, iar cred că nu este la nivelul solemnității acestei sărbători. Eu vă propun că începând din anul acesta să alocăm o sumă considerabilă pentru, și consistentă pentru acest eveniment și să facem așa din Ziua Națională o zi în care românul se simtă mândru. Putem face manifestări de scenă din parc, să știu eu, diferite formații, să-și prezinte un program acolo, să fie un picnic în acest oraș, să iasă cetățenii, cum vedem prin alte județe și prin alte localități. Ca să servăm atât de nesemnificativ Ziua Națională, în detrimentul altor evenimente care nu sunt de înălțimea Zilei Naționale a României, eu spun că nu ne face cinste și cred că trebuie să revenim. Eu propun ca și amendament să mărim suma la sărbătorirea Zilei Naționale, 1 decembrie, chiar să alocăm undeva la 70-80 de mii lei și să facem din Ziua Națională cel puțin ce este Ziua Municipiului Mâinii. Dar, cu siguranță, va trebui să facem mai mult de dată. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc pentru propunere. Era alocată o sumă doar pentru acel eveniment care se întâmplă la Monumentul Eroilor. Pentru astfel de activități. Privitor la timp și aia, totuși, în fiind decembrie, cum este ceva. Și la un spectacol de scenă. Dar avem la dispoziție această sală. Așadar, vă propun să... Eu iau în considerare această propunere și la ședința de la sfârșitul lunii august am să vin cu o modificare a acestei hotărâri și să aruncăm o sumă și să pregătim și un material și aștept chiar și propunerea dumneavoastră pentru dacă o să intervin și eu, dacă nu mi-aduc aminte rău, au venit cei de la pandemie cam aproape fiecare an pro bono. Adică nu au fost probleme, nici nu au trebuit să fie alocat bani decât pentru... Dacă o să răspund în invitație, la ultimul an. Mă refer la primar, deci nu la alte persoane care lucrează pe la Consiliul Oraiei Brașov. E vorba de o colaborare instituțională între Consiliul Local Primăria Mâinești și Consiliul Oraiei, Consiliul Municipal Oraiei Brașov. Municipal, Cantemir și executivul de acolo, respectiv primar. Invitațiile pe care le-am făcut personal nu au fost onorate. Da, eu vreau să subliniez la faptul că s-au făcut evenimente și fără să mai cheltuiești alt bani. S-au făcut spectacole și... A fost spectacol, da, într-adevăr, dar o să încercăm, știi că nu cred că efortul de legea națională poate să ne oprească de la a investi. Un program. Vedeți, vedeți ce putem reuși. Eu știu că domnul ăsta e un om de... Având în vedere că atunci, la începutul 1 decembrie, mai era un spectacol, dacă știți, în parteneriat cu Copilăria Mâinești, pe care intenționăm ca și în acest an să-l realizăm. Era un spectacol de colinde sau de delicat de tradiție, să vă dăm unde ea. Poate să comasăm, să vedem, să facem... Da, eu v-aș propune ceva... ceva pentru cetățeni, nu cu mai mult, știu eu, pentru oficialități pe românești. Ceva de care să se bucure cetățenii acestui oraș, să știe, domnule, pe 1 decembrie ieșim și noi cum ies la zi de românești. Da, mulțumesc. Da, nu la august vom discuta acest lucru. Având în vedere ce vot în fondul de domnul ce mai mulțumesc, eu aș propune să luăm o decizie privind acest proiect. Ca să-l spunem eventual că sunt amendamente. Pentru că sunt cheltuieli, haideți să-l aprobăm inițiat și eu vă spun că, cum am inițiat, și vă spun că în luna august vom modifica articolul 8 din hotărâre. Oricum și verificarea de buget următoare. Trebuie să găsim și suma sau să ajustăm. Dar calendarul trebuie să votat pentru că va avea loc evenimentul, dar suma se va modifica odată cu alocarea bugetului și modificarea.
Cum da. Considerați? Dacă are domnul Costea și m-am pregătușat, putea să ne iau cu da, eu v-am rugat când am rugat sume pentru cheltuieli să avem și un în spate și o justificare a cheltuielor pe care eu n-am primit-o nici la ziua Ioriu. Și nici acum nu, nu aveți un grafic în spate sau o justificare cum cheltuim 100 de mii de lei la ziua Mâinești sau cum cheltuim 60 de mii de lei la altă manifestare. Deci putem face un acuntament acum, urmă să facem rectificarea bugetară pe viitor. Am înțeles. Am înțeles. O dată vin cu propunerea ca luna august la punctul 8 să venim cu modificare. Și ați făcut și dacă am spus acest lucru, se va întâmpla. Că nu l-a spus nici în locale unde sunt două persoane, ci le am în Consiliul Local. Eu am să vă spun spre aprobarea la acest acord proiect, așa cum este, ca să avem o etatizare a pentru că sunt evenimente până în exact. Urmând ca partea financiară să fie discutată la ședința de acord. Deci, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre și cu analizarea pus aici, o să trecem la mai departe. Dacă mai sunt alte lucruri de făcut, vă rog. Dacă nu, vă rog, la revizuire pe comisie. Comisia de urbanism a fost favorabilă cu 7 voturi pentru. Comisia economică. Comisia de verifică a disfavorabil 4 voturi pentru 7. Vă spun aprobării proiectului de la punctul numărul 6 cu amendamentul la spate, acela ar fi rezultat în punctul numărul 6. Cine este de ajuns? Domnul Dragă? Nu. Domnul Mocanu? Pentru. Împotrivă? Să atire cineva. Vă mulțumesc că s-a votat în unanimitate și acest proiect. Trecem la punctul meu de dar al ordinii de zi. Avem un proiect de hotărâre privind stabilirea sediului în vederea funcționării serviciilor sociale, furnizat în cadrul proiectului Procomunitate, program integrat de combaterea sărăciei și integrarea socială, FOD. Mai smis, 14.50 de euro. Inițiatorul primarul municipiului Zunici. Dacă aveți doar de poziție față de acest proiect, vă rog. Dacă nu solicit partidul comisiilor. Comisia de urbanism a avis favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de economică a avis favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de politică a avis favorabil cu 5 voturi pentru. Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre din ordinea de zi suplimentară. Cine este de acord? Domnul Reacă? Pentru. Domnul Mocanu? Pentru. Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc pentru că a fost atât la urmă și nu mai multe. Deci, discutat. Din azi, sunt câteva probleme care vreau să le aduc în discuție. În primul rând, să vă mulțumesc că ați acceptat amânarea cu 24 de ore a ședinței, pentru că ieri am fost prezent la întâlnire la Guvernul României cu domnul premier, după care o întâlnire la Parlament cu câțiva parlamentari și președintele Camerei Deputaților. S-au discutat probleme pe care le-am ridicat și la Asociația Municipiilor, privind finanțarea creșterilor, privind finanțarea căminilor de bătrân. O altă discuție am avut pe finanțările de la Compania Națională de Investiții și în special pe această clădire secție sanatorială balneară, care în fericire are ordinul Ministrului Dezvoltării, este în Comitetul Tehnic la Compania Națională de Investiții. După aprobarea Comitetului Tehnic, în începutul lunii august va fi aprobat și acest și în Comitetul Tehnic, după care se va trece la executarea la domnirea caietului de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic și a execuției. Un lucru mare, zic eu, palpabil la această oră, având în vedere că există ordinul Ministrului Dezvoltării, pentru proiectele de la CNI s-a discutat și ieri că începând din anul 2022, probabil, procedurile de achiziție
beneficieri, de vor face instituțiile care beneficiază de finanțări CNI, respectiv Ministerul Sănătății, respectiv primăriile sau alte instituții universitare care au finanțări la CNI. La ora asta, la CNI, sunt 18 persoane care lucrează pe achiziții și sunt proiecte 20.000 care stau în așteptare. Vă spun că ștrandul, bazinul de mărturie de românești pe fostul sediului ștrandului este în evaluare economică, la evaluare ofertei economice. S-au depus ofertele undeva în luna februarie și astăzi suntem deja la evaluarea ofertei economice. Mai durează până se aduce. La piața din proces s-a judecat, s-a stabilit câștigătorul, trebuia să semneze contractul zilele acestea. Urmează cea cu valoare de regulament și cele două proiecte de la spital, unul se află în licitație publică, deja era gata de interesat și 5,5 milioane de euro pentru dotarea acestei clădiri care se finalizează la sfârșitul lunii august în fața spitalului și pentru cea proiecte 12 milioane de euro urmează emiterea hotărârii de guvern pentru că orice proiect care depășește 9 milioane de euro respectiv 40 milioane de ron, trebuie aprobat prin hotărâre de guvern cu orice ministru, așa cum s-a întâmplat la baza noastră de tratament. Aveți în față dumneavoastră de ecran, pentru că vedeți ziua când a fost înregistrat. Este o intenție de vânzare a unor imobile pe care alta meșteșugarilor le deține în strada Mihai Eminescu. Și fosta fabrică de mobilă pe o suprafață de vreo 13.000 de metri pătrați, teren care, în momentul când se străinează acele clădiri, terenul nu mai aparține, nu mai este în administrare la alta meșteșugarilor, ci este a primăriei. Acest lucru s-a întâmplat la acele, dacă vă amintiți, cu ceva timp în urmă, am achiziționat acea clădire de la acele, pe terenul care era la fel în administrare la acele, dar odată cu vânzarea revenea primăriei. Alta meșteșugarilor are intenția de vânzare și cum era normal să ne facă această științare nouă prima dată, dacă avem în intenție ceva pe acel teren. Paralel, avem și o solicitare de la Habitat Corp Humanity, cei care construiesc case, știți cu toții, la mine s-au construit 47 de apartamente pentru persoane cu probleme sociale, pot spune, care se bucură de aceste clădiri făcute cu o chirie modică, zic eu, o chirie pe care o poate suporta. Astăzi, Asociația Habitat vine și nu astăzi, întotdeauna ne-a solicitat, dar acum a venit și cu adresă, prin care ne solicită peste 10.000 de metri pătrați pentru construirea unui număr mai mare de locuințe. Și dacă nu știți, astăzi se lucrează comuna Podul la două case, pe care le vor construi în 7 zile. Urmează proiecte noi, cele mai multe case Habitat pe are construite în municipiul Băinești și în comuna Cumpăna din județul Constanța. Așadar, vrem să rămânem pe primul loc. Vrem să ne bucurăm de încă 20-30 de locuințe, dacă se poate să le construiască pe acea locație care beneficiază de utilități la limita proprietății, dar pentru aceasta vă cer acordul să începem de mersurile, să venim cu proiect de hotărâre de achiziționare a acelor clădiri care, după părerea mea, nu vor avea o valoare atât de mare pe care să nu poate suporta Consiliul Local. Valoarea, dacă pe acea clădire la ACR am dat 26.000 de euro, aici, în urma unei valori făcute de ANDA, se duce undeva la 27.375 de euro. Eu zic că nu avem de unde achiziționa sau pune la dispoziție un teren pentru a construi case în Măinești, așadar, cred că este binevenită această intenție pentru primăria Măinești și binevenită și intenția organizației Fundației Habitat. De aceea, vă cer acord și să începem demersurile să venim cu acea hotărâre în Măinești. Dacă sunteți de altfel. Demersurile înseamnă probabil. Comisia va stabili, vom veni în fața dumneavoastră, mergem, găsim calea legală, așa cum am găsit la CD, sau la CD.
copii, acele beneficiare, persoane beneficiare de venitul minim garantat care plecau la program de curtea primăriei, plus toate lucrurile care plecau de aici. Astăzi se desfășoară o locație la vizita zonei urbane. Avem tot ce ne trebuie acolo, am amenajat atelierele de studură, atelierele mecanice și de tâmplărie, activitatea merge cu mai bine. Dacă sunteți de acord, care e suprafața totală? 13.000 ceva de mii. Ideea este că, chiar dacă nu vin cei de la Habitat, este bine să achiziționăm acele clădiri, pentru că oricând le putem da o altă destinație. Clădirile sunt tot are de degradare maximă. Știu, cum înseamnă. Și dacă dăm terenul la curat și facem o evaluare, eu zic că este bine venită. Sunt solicitări și pentru și așa nu se face nimic acolo. Nu sunt nici ei, nici noi. Într-un viitor mai apropiat sau mai departe. Dacă noi vor refuza, dumneavoastră vor cere un acord de la primărie să ce se va întâmpla cu terenul la aceea, să-l închiriem, concesionăm, pentru că el devine proprietatea primăriei. Eu zic că e mai bine să-l folosim pentru interesul. E vorba de singur teren sau? Da. De un singur față de parte. Nu s-a mutat de tot. 13.000 de euro. Da. Vă ați fost părerea și dacă sunteți de acord. Da, dacă sunteți de acord. Este vorba doar de
știți că terenul de acolo nu este al primăriei, doar 4 metri de la fundația clădirii către stradă. Da. Celălalt este dacă sunteți de acord cu demararea evaluării și cu ceea ce va prezenta, cine este de acord? De data de 31 iulie are loc Festivalul Vinzi de Stea, la care participă peste 200 de copii. Este un festival național și cu un juriu cu artiști renumiți. Sunt pe artiști. Vă invit pe toți. Concursul începe bine dimineața la ora 9:30. Ei pe grupe de vârstă, iar festivitatea de premiere va fi pe data de 3 iunie la ora 14. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte lor de vizita, diverse. Dacă nu te fără să ședința în un moment, dacă eu o lună de concedii, de aceea am ales ca ședința să aibă loc la Calea Deputătorii. Dacă nu se intrezi probleme urgente să convocăm o ședință de Consiliul Local Extraordinară, ne vom întâlni.